tam 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 Tekkit. Da, astăzi vom juca Tekkit. Și prima dată nu o să jucăm survival, o să jucăm creativ. Pentru că vreau să vă arăt, dacă știți aia Tekkit, am făcut eu deja o lume aici. Fac. Da, și merge să filmez Tekkit. Ciudat, nu? Ok. Deci, am făcut o lume aici, da? Deja, pentru că vreau să vă arăt cel mai nou update de la Tekkit, joc pe ultima variantă. Deci dacă nu aveți ultima variantă, o să vă pun eu un link ca să vă puteți bucura și voi de ea. Deci, cel mai nou în Tekkit acum este Force Field. Force Field-ul este ceva super tare. Deci, această serie va fi pusă în How to Tutorial, care n-am mai făcut-o de nu știu când, pentru că nu mi-a mers să filmez. Dar e foarte ciudat, mi-am închis o groază de aplicații și acum merge să filmez. Ok, deci, Force. Dacă scrieți Force, o să vedea o groază de chestii noi. Noi o să avem nevoie pentru Force Field-ul nostru, o să avem nevoie de un Force Field Core, de un Force Field EU Ejector de aici. După aceea scrieți MF și vă dai iarăși o groază de chestii. Eu folosesc un MFSU pentru că vreau să iau multă putere. Dar ce ne trebuie noi, ne mai trebuie un MFF Area Projector pentru a construi Force Field. Aceste trei chestii se fac pentru Force Field. După aia, pentru putere, eu mi-au MF, MFSU și încă o chestie, ne trebuie încă un Blank MFF S Card. Și luăm și pe acesta. După aia ne luăm Glass Fiber Cable-urile noastre cu care ducem energia. Avem nevoie și de un lever și solar panel de unde să luăm energia. Altcumva ce să faci, știi? Oh shit. Am apăsat din greșeală. Ok, și high voltage solar panel-uri pentru că vreau multă energie în scurt timp. Deci, prima dată o să vă arăt și scuzați-mă dacă sunt pe tiny, dar e ce mai bine pentru ca să nu ne mai merg foarte sacadat. Prima dată o să vă arăt ce este force field de fapt. Deci, ne punem energia. Eu folosesc 3. Ok, cred că știți cum se face asta. Dacă nu știți, acestea sunt glass fiber cable și sunt niște solar panel-uri foarte puternice. Deci după aceea ducem această energie într-un MFFSU. Să fac dimineață pentru că am nevoie de multă lumină. După aia, după ce am terminat cu astea, vrei să iei EU ejectorul acesta și să-l pui jos exact pe unde iese output-ul de la energie. Ăsta, după aia core-ul, după aia projector-ul. Back. Și cam asta este un force field. Cum se construiește. După aia pui un lever pe ăsta și dai drumul. Și cum vedeți, pușet. După cum vedeți, își ia energia aici, da? Și acum cel mai important lucru este acest card, care îl punem înăuntru. Vedeți, s-a făcut o chestie așa, înseamnă că ăsta cum se transmite wireless toată puterea ăsta. Deci, pot să pun ăsta aici, da? Și pot să pun ăsta înăuntru. Vedeți puterea? Și așa s-a creat un force field. Vedeți și textura? Nu poți să ieși din ăsta, nici cu creativul, este imposibil să ieși. Este și jos, este, vedeți? Și jos și peste tot. Și acum sunt mai multe chestii care se pot face cu aceste force field-uri. Cum ar fi, dacă îl iau de aici, trebuie să o luați tot timpul ăsta ca să puteți să faceți operație. Să zicem, luăm ăsta și îl dăm la cel mai mare putere care poate fi. 32, pac. Și priviți. Un force field de 32. Pe 32 și de 32 apar, n-am cum să zic. Fac eu mata mânțurile, n-ai bine. Așa, vedeți? Un force field de imens. Stai să mă dau puțin pe normă, să văd cum merge. Deci, au, ce bine merge, n-ai bine. Deci, un force field. 32 pe 32. Și credeți-mă, este și în subteran. Ok, acum, vedeți, s-a făcut tot. N-ai cum să ieși, n-ai cum să intri. Dar mai există o chestie. Force field-urile nu sunt doar pătrate. Force field-urile sunt și sferice. După cum puteți vedea, îl pun și bam! O sferă.
O sferă force field. Sfera asta e cea mai tare chestie. Și acum pentru a vă bucura și a vedea și din afară, o să fac eu o mică șmecherie numită teleporters. Cred că ați mai folosit teleporteruri, sper. Dacă n-ați mai folosit, îmi pare rău, pentru că nu știți despre ce vorbesc. Dar o să încep și eu o serie de Tech Kit Survival, deci o să vă arăt mai multe chestii. Și acum ne mai trebuie un... Ne mai trebuie un frequency transmitter. Ok. Acum... ne mai ducem și noi aici, în capătul celălalt al energiei. Punem asta aici. Un teleporter pentru care are nevoie de energie. După aia ne ducem în altă parte care să fie mai departe de asta, ca să puteți vedea. Trebuie să ieșim din raza de acoperire. Ce n-ai bine? Tu-i pădurea, masi. Să ieșim din raza de acoperire. E din cauza junglei, scuzați-mă. Trebuie să ieșim din raza asta de acoperire. Pac, construim pe al doilea aici. Pac. Și ne mai trebuie să scap de asta. Unde este pressure plate-ul? Aici. Și acum link. Așa, l-am luat aici în transmisie și îl pun la acesta. Și aceste două sunt bau între ele. Și cum vedeți, sunt putere. Pac, și m-a teleportat aici. Și pac, mă poate teleporta și în partea cealaltă. Da, acum mă dau puțin pe survival ca să mi-l pun pe ăsta aici, în siguranță. Ca să nu-mi ocupe loc. Și acum ne ducem aici. Și ne ducem aici. Și pac, îl băgăm pe Mr. Disc aici. Și după cum puteți vedea, acesta este un force field dinăuntru. Dar un force field din afară va arăta așa. Un force field din afară cam așa arată. E destul de bine. Nu zic nu. Dar să vedeți o chestie. Ca să vedeți mai bine, o să fac altceva. Ok, bine. Acum mă duc înăuntru. Stați puțin, revin imediat. Ok, gata, am revenit, am avut și eu niște treabă. Ok, deci, acum vreau să vă arăt cum arată un force field care nu este în pământ. Pun asta înapoi, așa. Să ne ducem și să scoatem pe Mister ăsta de aici. Și mă jenează chestia asta, firar. Nu. Stați puțin, niște probleme tehnice. Mai mult există cu probleme tehnice. Așa. Deci, să zicem că chestia asta ar fi fost în aer. Știți? Chestia asta ar fi fost sus în cer. Știți? Și acum fire, am nevoie de un glass fiber cable. Glass fiber cable, așa. Îl luăm pe Mr. Glass și îl ducem sus în aer, sus, pentru că trebuie să-l ducem foarte sus, pentru că altfel nu merge. Cam atât ar trebui să fie de ajuns. După aia aruncăm pe Mr. Glass. Luăm un material dirt, fac. Luăm un material, cum ar fi dirt-ul. Fac. Punem un dust aici și un dust aici. Pun două pentru că ai nevoie și de teleporter care să pleci de aici, nu? Acum punem asta, core-ul și projectorul. După aia scăpăm de asta. După aia îl punem pe Mister ăsta aici. Îi dăm drumul la ăsta. Și ne luăm înapoi un ăsta, un morph blank. Pentru că trebuie să fie blank, pentru că fiecare... Da, puterea vine de jos, deci uitați câte putere primim. Acum, îl dăm
să vedem dacă nu trebuie să mă duc mai sus. Cred că trebuie să mă duc mai sus. Nu trebuie să mă duc mai sus, la fix l-am nimerit. Și după cum vedeți, nu afectează cablurile sau astea. Bine, rămâne gol pentru că asta e problema când se formează, dacă ai ceva o să rămână gol. Și cam asta e chestia nasoală. Da, nu contează. Și acum o să vă arăt cum arată de acolo, din perspectiva aia. Dar întâi trebuie să mă dau iarăși pe Survivor, pentru că am nevoie de acest FrinQC Transmitter, care să îl fac și pe ăsta, ca să meargă cu ăla. Știți? Altfel nu merge. După cum puteți vedea, da, după cum puteți vedea skin-ul meu de Crăciun. Merry Christmas tuturor, mâncavași gurița. Așa. Mă dau înapoi. Bam. Acesta este Force Field-ul. Asta Force Field-ul. Asta Force Field-ul. Force Field-ul. Din afară. Ok. Bine. Știm cum arată un Force Field din afară. Dar vă întreb. Bine, acum nu mai zic nimic, așa arată un force field din afară, pătrat, ar fi fost pătrat. Dar acum, haideți să ne jucăm puțin. Hai să ne ducem să-l închidem pe Mr. What the fuck? Oh, shit! Fie, nu le-am linkat între ele. Să sperăm că o să pot să intru în ultima fracțiune de secundă. Când o să fiu... Haide... Haide... Oh, shit! Am putut să intru ca să-l opresc! Fiu! Și se pare că gaura asta rămâne. Oh, shit! Nu vreau să caș să aflu. Nu! S-a stupat imediat ce am intrat. Aole. Bine, vreau să închid acest force field pentru că n-ai bine. Fuck you. Așa. Cum făceam un lag acolo. Și acum sunt o groază de oportunități ce puteți face cu force field-ul. Și mie îmi place să mă joc cu el. Și o să fac ceva super tare, care o să crezi că este mai pro sau sunt eu un nenoroci care face chestii urâte. Dar sper că o să vă placă. Acum, hai să luăm așa, ne luăm prietenul nostru glass fiber cable-ul. Frumos, așa. Puterea pentru așa. O să fac asta, o să fie ceva mai mare. Oh shit. Așa. Așa. Oh shit. Ok. Și aici și pe deasupra, pentru că vreau să am multă putere, pentru că o să genereze mai multe force field-uri, dacă mă înțelegeți. Oh fuck, mi-a morțit picior. Oh shit. Ok, bine. Acum să luăm în aer. Tot îl iau în aer, îl iau cam aici. Aici ar trebui să fie perfect. Și material de construcție mi-au zăpada. Pentru că este Crăciun. Nu este încă Crăciunul, habar n-am când este. Cred că este peste 8 zile și ceva, că așa îmi zice telefonul, că am o aplicație super mișto pe Android care zice câte zile mai sunt până la Crăciun. Dacă vreți să o downloadați, o să o pun în descriere. Poate, nu știu, poate mă plictisești și nu o pun. Ok. Acum, punem un MFFSU aici pentru teleporter ca să ieșim și un MFFSU aici pentru chestia care ne trebuie. Prima dată acesta. Nu uităm să-i dăm drumul pe poartă. Nu vreau să folosesc foarte mult loc. O să fie foarte subțire pe aici. Așa. Acesta las, nu pot să las nimic, bine. Și acum o să fie aici ceva ce o să numesc baza de operație de teleportoare.
Și asta va trebui să fie puțin mai măricică, pentru că va trebui să susțină multe teleportare care o să funcționeze pe anumite transmisii și tot felul de chestii. Ok. Trebuie să și ne întoarcem, nu? Ok, acum am nevoie de încă un frequency transmitter de ăla și o să scap de ăsta. Și o să mai am nevoie... Oh, dar nu pot să scap de astea. Nu scap de ăsta. O să mai am nevoie și de... Unde ești, unde ești? Așa, unde ăsta? Deci, acum... Ups, ce prost sunt, am pus un solar panel în afară de asta. Dăm link, așa. Ne ducem la acesta și îi facem link. Și acum ar trebui să meargă tot pac. Pac. Ok. Și astea două sunt ele. Între ele. Asta scap de el. Îi mai rămâne acesta și cu asta. S-o las pe asta, o las și fără asta. Nu mai am nevoie de asta. De glass fiber cable mai am nevoie. Ok, acum mai am nevoie de un MUF blank, tot uit, mă enervează chestia asta. O să vedeți voi ce fac. Nu știți voi ce fac. Asta s-a făcut 100% perfect. Hai să vedem cum arată pe 6 sferă. Îl comprinde pe tot. Oh, fuck. Deci, hai să vedem. Oh, shit, încă sunt pe creativ. Ăsta sunt pe survival. Cam cuprinde tot, da. Îl cuprinde pe tot, e foarte bine. Ok. Acum ne trebuie doar să ne ducem înăuntru. Vac! Oh, shit, chestia e periculoasă, rău. Acum doar o să luăm firar. Să mai facem un snow. Am nevoie de niște snow. De aici, aici. Așa, la. Nu snow. O să folosesc, ce să folosesc? Ruby block. Să-l acopăr în întregime, în afară de partea unde mă teleportez. O să dureze ceva, așa că o să mă întorc când o să fie tot acoperit. Da? Ne vedem atunci. Ne-am întors să... Am reușit să... Da. L-am făcut întreg în... În ăsta, în roșu. O să vedeți voi de ce. Am mutat puterea încoace pentru că acolo nu prea lua putere. Acum hai să vă arăt cum este înăuntru. Vedeți, fac. E plin de roșu aici. Bine, cu asta am terminat. Acum este... Trebuie să-l fac. Cum ar fi? O să fac exact altul în partea cealaltă. Cum ar fi, știți? Deci. Ce naibii se întâmplă? Fac, eu nu vreau ploaie. Ok. O să iau din partea cealaltă firul și o să duc cât spațiu face unde ăsta. Ce? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deci vreau să-l fac de 12, partea aia. Deci o să fie... Ca să ating. Deci, o să fie... Deci toată asta e așa. Eu pun 12 și o să fie perfect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Bine, și cam ăla ar fi blocul de unde să încep să construiesc ca să fie, să zic și eu, simetric. Dar întrebarea este...
Unde este pus force field câmpul ca să știu să închid puțin asta. Deci este pus pe acest layer. Și eu încep partea să construiesc partea pare. Deci am asta aici. Nu e partea asta. Partea asta. Să fie luat tip în genul ăsta care o să facă link cu chestia aia, care o să iasă totul simetric. Ok, deci asta o să fie așa. Ok, deci aici trebuie să aici trebuie să construiesc. Ok, what the fuck. Scuzați, acest lag abonat de acolo, din semnul acolo. În partea, deci chiar trebuie pe chestia, trebuie să-l construiesc pe el. Ok, bine, am înțeles. Am înțeles. Deci chiar pe blocul ăla nu contează, nu ce parte teleportor. Ok. Pe acesta trebuie să-l fac. O să mă dă acum înapoi pe Tiny, pentru că vreau să meargă bine când construiesc. Deci, ăsta, ăsta și cu ăsta. Atâta știm. Bine, acum energia o să vină pac, 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 pac. Fac așa. Asta să mă uit. Așa, sus. Perfect, ok, așa. Așa. Perfect. Îl înconjurăm. Pac, pac. Să am nevoie doar fac ce asta, scuzați-mă că îl pun așa, am nevoie ce? Am nevoie să că am nevoie de un screwdriver? Nu. Să fac asta. Fac. Așa, e mult mai bine. Și unul aici, și unul aici. Perfect. O să fie teleportorul chiar acolo. Nu trebuie să, pentru că da, am nevoie din cun frequency transmitter, pentru că am deja un teleporter și nu este. Dați aici au 64 teleportare. Unul aici, fac. Bine. După aia mă duc să pun și undeva chestiile astea. Să-i dau drum. Fucking shit, ce n-ai? Unde ești? De bă. Tu încarcă pe până eu mă duc și pun aici altul. Și mă dau
apă creativ. Ca să nu-mi consum. Teleport. Teleport. Energie. Pac. Pac. Pac, pac, pac. Unde ești? Unde ești? Pac. 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 Ok, și acum am nevoie doar de un... Asta cum se numește? MFFS blank card. Ăsta. Perfect. Bine, pe nenea asta îl dăm la 6, cred că așa e și celălalt. Nu știu, dacă nu este, o să mă duc să verific. Așa. Ia, stai să mă duc, stai să mă duc să verific, pentru că vreau să fie, să-mi iasă din prima. Unde sunt? Oh, shit. Asta este la 6, ok. Bine. Unde e celălalt? Elene să îl caut pentru că-s pe Tiny. Deci pe ăsta îl punem la 6. Și calculele mele ar trebui să fie corecte. Și se pare că sunt foarte bine. Sunt foarte corecte. Aici va trebui să vă las, eu am fost Micnea, acesta a fost Let's Build. Asta, de fapt, acesta nu este Let's Build, acesta este How to Tutorial. Și voi îmi ziceți. Puteți să lăsați în comentarii ce credeți că va ieși chestia asta care am făcut-o. Puteți să spuneți părerile voastre, dacă vreți să mai continui seria și toate chicaturile alea care le ziceți. Așa, shit. Ok, nu uita, dăm drumul la force field. Fuck you, dă drumul la force field. Fuck, avem un force field, fuck. Nu mai mă teleport atât. Am plecat mai bine. L-avem pe nena force field aici. Și pe nena force field acolo. Și oare ce se va întâmpla între cei doi? Am fost Micnea. Asta a fost Tech It.